Salut, eu sunt Sorin de la Killer Bazaar, iar azi vorbim despre bestia din Over the Garden Wall și anume despre cine este acest personaj de fapt, pentru că au fost multe discuții de când a apărut acest personaj și până în prezent. Bun, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să distrugeți butonul de like, cel de subscribe, dar și clopoțelul, pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Bun, hai să începem! Nu cred că am mai vorbit deloc pe channel aici despre bestia din Over the Garden Wall, dar azi m-am gândit să readucem din nou în discuție acest personaj pentru că am găsit ceva interesant despre acesta. Știm despre bestia din Over the Garden Wall că este antagonistul din acest serial. Dacă nu ați văzut miniseria Over the Garden Wall, în această serie vedem povestea lui Wirt și Gregory care se aventurează în această lume necunoscută, iar pentru a scăpa din această lume trebuie să ajungă la capătul călătoriei. Seria aceasta, deși este foarte scurtă, a devenit un model chiar și pentru Infinity Train, despre care am mai vorbit aici pe channel, ea câștigând chiar și un premiu Emmy. În această serie vedem cumva aventura lui Wirt și Gregory care încearcă să scape din din lumea asta Over the Garden Wall, adică dintr-un univers care cumva era în afara lumii lor și fac acest lucru trecând prin multe întâmplări și având de-a face cu antagonistul seriei și anume The Beast. The Beast, despre care am mai vorbit și pe canalul vechi și despre care vă spuneam că are mai multe reprezentări, dar cea mai comună reprezentarea sa era cea de Satan, adică el era un diavol și dorea cumva să iubrească pe cei doi, să-și atingă scopul și anume să scape din această lume. Dar lucrurile sunt destul de complicate, deși da, este o explicație destul de bună și cred că e una dintre cele mai comune așa, dar au mai apărut și alte explicații cu privire la acest personaj și anume The Beast. Se spune că povestea nemțească The Legend of Faust este cea de la care pornește practic această poveste, povestea vorbind despre un pact făcut între om și diavol. De asemenea, Infernul lui Dante este și el o sursă de la care ar fi putut porni povestea aceasta, însă a mai apărut și o altă posibilă sursă. Cu toate acestea, mai există și posibilitatea ca zeul Cernunus să fie cel de la care s-ar fi inspirat creatorii pentru a realiza pe The Beast. Acest zeu cu coarne este unul asociat cu un număr mare de zei, dar și de diavol, el fiind asociat chiar și cu păgânismul. Acest zeu provine din mitologia celtică, iar în cultul Wicca este reprezentat ca fiind zeul naturii. El este pe scurt un zeu al vieții și al infernului. Hey, și de la această idee cum că The Beast ar fi de fapt acest zeu al naturii, dar și al infernului, și anume un zeu al morții și a vieții în același timp, putem spune că toată această întâmplare are loc în purgatoriu, deși da, cumva s-a mai spus chestia asta, adică este un lucru destul de cunoscut, o teorie, dacă vreți, destul de cunoscută a faptului că toate întâmplările din Over the Garden Wall ar avea loc într-un fel de purgatoriu și cumva această teorie leagă și această idee a faptului că The Beast este practic o reprezentare a acestui purgatoriu și de asta îl vedem că apare aici în Over the Garden Wall. Și această legătură ar susține din nou faptul că toate întâmplările pe care le vedem în Over the Garden Wall au loc într-un fel de purgatoriu, deci teoria asta o susține pe cealaltă într-un fel și cumva putem spune că s-ar putea lega treburile așa, pentru că dacă ar avea loc în purgatoriu și dacă ne luăm după această teorie, cum că The Beast este un zeu asociat atât cu moartea cât și cu viața, se leagă lucrurile și e destul de ok teoria, că dacă, de exemplu, ar fi doar un zeu așa pur și simplu care nu s-ar lega de nimic și ar fi, na, nu un zeu, un demon, adică ăsta sigur ar dori moartea personajelor și atât, dar dacă ne gândim la el ca un zeu al morții și al vieții, atunci am putea spune că da, s-ar potrivi mai mult cu această situație și chiar cu teoria aceea cu privire la faptul că toate întâmplările de aici au loc într-un fel de purgatoriu. Cernunus este un zeu al naturii, acesta trăind în păduri, el fiind descris ca fiind un zeu cu niște coarne foarte mari. Deși corpul său pare a fi realizat din lemn, fizionomia lui este destul de umană, el stând mai mult în întuneric și ne arătându-și fața.
Teoria care spune că acest personaj ar fi un Wendigo stă și ea în picioare, pentru că mitul Wendigo este răspândit în New England și anume locul unde se desfășoară practic acest serial. Dacă e să ne luăm în special după pietrele de mormânt care apar în serial. Pe aceste pietre de mormânt observăm faptul că apare un simbol de craniu cu aripi, care era un simbol destul de comun în New England. Actualul Wendigo a apărut însă în zona coastei Atlanticului, el fiind descris mai diferit în zona respectivă. Wendigo era mai mult un câine alb sau o pisică și probabil că se apropie de mitul lui Bigfoot sau Yeti din ziua de azi. Am vorbit eu despre Wendigo chiar pe canalul cel vechi și vă spuneam acolo când am făcut teoria din Over the Garden Wall că acesta ar putea fi na, sursa de unde a pornit ideea pentru bestia din Over the Garden Wall. Însă, pe lângă toate aceste lucruri, au mai apărut și alte lucruri care ar putea sugera și mai mult faptul că bestia din Over the Garden Wall n-ar fi chiar un Wendigo, n-ar fi nici Yeti, nici Bigfoot, nici alte chestii care na, se aseamănă cumva cu el în acest serial, ci ar fi cu totul altceva, ar fi un fel de vrăjitoare, adică The Widow in the Woods. Aceasta provenind din mitologia lui H.P. Lovecraft, adică cumva o poveste care se, mă rog, un mit care se potrivește foarte, foarte bine cu situația asta lui The Beast din Over the Garden Wall, o poveste care se adaptează așa chiar și la ceea ce vedem în serial cumva. The Widow in the Woods este descrisă ca o creatură înaltă, întunecată, cu ochii strălucitori, dar și cu niște coarne care amintesc de crengile uscate ale copacilor. Această ființă este cunoscută ca fiind o protectoare a pădurii și poate transforma chiar și oamenii în copaci. Ea este slujitoarea lui Shub-Niggurath sau diavolul Cthulhu. Aceasta are porecla de capră neagră a pădurii cu 1000 de tineri. Ea având așadar o conexiune directă cu diavolul, dar și o legătură cu pădurea. Descrierea fizică al acestui personaj mitologic se potrivește și ea foarte bine cu felul cum arată The Beast în Over the Garden Wall. De aceea poate că aceasta este o explicație mai bună cu privire la originea personajului. All in all, cred că și această explicație este și cea bună, pentru că avem și legătura dintre viață și moarte, avem și faptul că legătura din punct de vedere fizică a personajului acelui din mitologie cu The Beast din Over the Garden Wall este și ea acolo, seamănă unii cu alții și cred că chiar se potrivește cu acest personaj din Over the Garden Wall și cu situația, deci am putea spune chiar că este chiar el în Over the Garden Wall și anume acest personaj din această mitologie. Cred că, pe total, s-a potrivit mai mult cu Over the Garden Wall și chiar și cu atmosfera din Over the Garden Wall, pentru că v-am spus că acest serial este cumva în legătură cu perioada aceea Halloween-ului și cumva e o perioadă mai ciudată, mai de groază, deci poate legătura dintre acest personaj mitologic și bestia din Over the Garden Wall este una, clar, este una de groază, de aceea cred că se potrivește foarte bine cu acest personaj din Over the Garden Wall și cred că aceasta este și legătura dintre ele și o legătură chiar care se potrivește excelent. Mă rog, aceasta ar fi legătura cea mai sigură așa, dar dacă vreți să scurtez puțin explicația și să vă zic așa doar în câteva cuvinte cine este de fapt The Beast in Over the Garden Wall, am putea spune că acest personaj este mai mult un zeu al pădurii care poate aduce atât viață cât și moarte, potrivindu-se perfect într-un scenariu al purgatorului și anume o lume aflată între viață și moarte. Oricum, per total așa Over the Garden Wall cam despre asta este și anume este despre viață și moarte, despre supraviețuire, despre toată ideea aceasta că na, lucrurile pe care le faci și care sunt rele te pot afecta, la fel și lucrurile bune pe care le faci te pot și ele afecta și cumva există o lume care se află între viață și moarte și dorința de supraviețuire a personajelor în acest univers este cea care le face cumva să meargă mai departe și cea care le ajută să treacă peste acest monstru al pădurii și anume The Beast. Și da, cam asta este
ideea despre acest personaj din Over the Garden Wall. Ce spuneți așa despre acest personaj? Mai aveți teorii din Over the Garden Wall? Lăsați un comentariu mai jos și vom mai vorbi. Pe minus, run! Sau sorim, vreau și eu la sfârșit! Dacă nu mă pui lângă banană, te stric băi ăsta! Dacă-ți iubești bananele, pune-mă la final!